Bun. Și câștigătorul premiului Gopo pentru cel mai bun machiaj și cea mai bună coafioră se acordă doamnelor Irina Ianciuș și Marie-Pierre Hatabi pentru filmul Metronom. Este filmul Gopo câștigat de Irina Ianciuș, aflată la a doua nominalizare la Cana premiul Gopo. Este primul Gopo câștigat de Marie-Pierre Hatabi, nominalizată pentru prima dată la Gala premiul Gopo. Colegilor Marie-Pierre Hatabi și Charlotte Leclerc, precum și producătorilor lui Alex și minunaților actori. Au fost ceva de vis. Vă pup! Mulțumesc.